cum merge la tatuat. Nu-i fix, poate-i fut de fix. Am vrut și un accent de culoare, dar mi-a făcut doar... Ceau, dragilor! Se pare că am avut puțin drum, iar nu țin camera, iar nu iau de la tine. Am avut ceva treaba astăzi și acum ne îndreptăm spre un loc foarte fain și plăcut mie, adică vom merge la tatuat. Da, da, mai avem de o mână de tatuat și vreau că ar fi caz să o procesăm și pe aia. Așa că joc-o pe asta. Și după cum vă spuneam, am ajuns în locul ăla fermecat, unde par lucrurile faine. De pe foaie, direct pe piele. Alina știe că vom vorbi tocmai cu ea și ne va spune ce și cum. Bineînțeles, și veți asista la împunsături. How lovely is you, you and I, boo. No need to say that I love you. You already know it like I do. And we can feel it in the air, cause it's true. Every day that passes by, something inside shows us constantly that we cannot hide. I just want you to be mine. You're like a bright star that was meant to shine. Every time you come around, I get the feeling I can fly. My heart beats faster when I look into your eyes. Every time that we get down, I get the feeling I can touch the sky. And I will last a day away from you, I die. You know I got you, baby. You know that every breath I take, it's for you. You're my lady. You know I got you, baby. Even if we wanna jump over the ocean, yeah, we crazy. Arată mâncarea. Arată, arată. Cum mănânci la ore fixe. Nu-i fixe, dacă... How lovely is you, you and I, boo. No need to say that I love you. You already know it like I do. And we can feel it in the air, cause it's true. Every day that passes by, something inside shows us constantly that we cannot hide.
I just want you to be mine. You're like a bright star that was meant to shine. Every time you come around, I get the feeling I can fly. My heartbeats faster when I look into your eyes. Every time that we get down, I... Bună seara! Bună seara! Am ajuns și noi acasă. Mihai e cu folia încă pe mână. E bandajat. Bine, trebuie să se spele, dar mai întâi să mâncăm, că nu mai putem de foame. Și apropo, știți ce mănânc eu când ajung târziu acasă și n-am nimic de mâncare? Ce găsesc în frigider? Ceva ia românesc. Să vedeți. Ceva românesc. Tarararam. Șuncă, brânză, roșii, ceapă. No? Șmecher. Cea mai bună mâncare asta. Lapte, tradițională. Lapte, brânză, șuncă, ouă. Da, și m-am uitat puțin pe filmări. Sunt foarte mândră de Mihai de cum a filmat. Bravo. A reușit. Ești cel mai tare. Ai reușit tu să ții mâna aia ca lumea să te filmezi tot. Dar nu știu cum, nu știu. Da, și acum am început vlogul în seara asta, așa, că dacă tot a fost treaba asta cu tatuatul. O să vă pun filmulețele să vedeți, sau cred că deja le-ați văzut. Da, deja le-ați văzut exact cum s-a tatuat. Bineînțeles că trebuie să mai meargă o dată, săptămâna viitoare. Cred că tot vineri, dacă nu reușește în timpul săptămânii. Să terminăm și o să facem un clip separat cu ce înseamnă spălarea tatuajului, îngrijirea lui, menținerea culorii cât mai mult timp, cum trebuie să ai grijă de el, că Mihai are, slavă Domnului, destul experiență. Eu sunt începătoare încă. Da, am tatuajul abia din martie, cred că, nu? Da. Așa, și acolo o să vă punem și poze cu cum era înainte să-și tatueze și mâna asta la altă, că și el tot în martie și-a tatuat toată mâna. Mai frumos, maică, mai frumos era. Da, nu era. Acum ești mai frumos. Da, treaba asta cu tatuaje, na, e o chestie așa, dacă te prinde, te prinde, dacă nu, eu am zis, domnule, hai că îmi fac un tatuaj, ori bagi acu și zic că nu mai întrebe, nu mai vreau să aud. Domnule, dacă... Da, ori, na, treaba e serioasă și nu o să mă mai opresc. Acum, eu mâine dimineață merg normal la muncă, Mihai, nu știu, vede el ce mai face. Eu fac ce vreau, pe acasă. De obicei, pe lângă casă. Și porcușorul vedem... cu găinuțele, cu da. Piu-piu-piu. Da, și o să vedem după aia cam ce o să bijuterim weekendul ăsta. O să-mi spăl și o să-mi iung brațul ăsta toată ziua. Da, a bine, el o să fie acasă numai pe la porul 4, așa că după aia iar. Ca fiecare sâmbătă, ce credeți? Fiecare sâmbătă își găsești câte ceva. Data azi și la mega petrecere. Fără mine. Da. Mihai, bine, ta-da! Ne vedem mai târziu, dacă nu mâine dimineață. V-am pupat, ne vedem în câteva secunde, noapte bună. Hello! Hello! Am 15-a dublă, jur că o să trag să mor dacă nu. Am zis hello de m-am văd galben. V-ați vedit lumina prea roșie, nu știu ce, că dacă n-ați văzut pe Instagram, mi-a schimbat draperiile și acum sunt așa cu roșu, cu catifele, cu... în fine. Și e lumina cam ciudată, dar mai facem setări și vedem. Am ajuns și eu acasă. Mihai este hărnicut și a făcut niște friptură la grill, acum trebuie să ne punem să mâncăm. Doar că eu așa aș mânca și niște cartofi prăjiți și merg să-mi fac, bineînțeles. Așa, mâna lui Mihai, ia, mâna arată Mihai. Mâna. Mâna, nu, arată ok, e cam roșie. Aseară, nu, ce-i avut roșia ceva... Roșia ca focul ars doar norocul. Aseară a avut ceva frisoane, dacă am atât, dar e normal și oricum cam așa. Bine, tura asta i s-a făcut cam rău că... Da, am visat-o pe bunica și da. Era... Nu, da, chestia este că... Adică... Tot ce a făcut aici într-o singură ședință și mult. Adică vreo 3 ore asta, nu? Nu. În 2 ore a bătut mai mult de jumate de braț. Da, păi dar nu, dar ai mers de la 5. Păi dar nu, dar ce? Și am plecat la 8 acolo. 3 ore. 5 și ceva, da, să spun. Da, în fine, e mult pentru... Adică Mihai e super rezistent, are experiență, nu glumă. Și... Dar în zonele astea nu-s rezistent. Da, aia a rămas pentru săptămâna viitoare, cred că nimeni nu e rezistent acolo. Caca. Da, dar oricum mai multe detalii v-am zis o să facă el un clip separat cu da, nu cu și despre tatuaje,
O să tragem vreo 200.000 de duble, sunt sigură că... O să tragem, că... da. Eu nu o să fiu mulțumită de nimic. Nu. Așa, și astăzi nu știu ce mai facem, că nu prea o să filmăm cine știe ce. Mihai o să fie plecat de pe la 4. Ce vrem noi, de obicei. Da. Vedem mâine mai multe, dacă nu o să fie prea zombi, cine știe când ajunge acasă. Mâine mă îmbăt. Da. Hello. Da, trâmbeți. Solo. Bine. Cam asta am făcut. Adică până acum, adică nimic. Așa. Eu am făcut, am fost la cumpărături, am pus scriptura la făcut, am pus orezul la făcut. Ești harnic rău. Mai am puțin și așa o să fiu. Da. Hai. Bine. Hai, ne auzim puțin mai târziu. V-am pupat. Și vedem. Unde te gătești? Nu pot să spun. De nu ce? Pot să spun. De ce? Trebuie să te împuși după. Cum adică? Eu așa e bani. Dar unde mică meșa aia înaltă cu roșu? Unde ți-ai pus-o? În cușcă. Victorie. Zi, unde era? Unde era? Ascunsă. Unde ai ascuns-o tu? Așa este, recunosc. Hello. Mihai a plecat de ceva timp de acasă și m-am gândit eu așa, dacă tot am rămas singură și astăzi n-am filmat cine știe ce și am mult spațiu, minute disponibil pe vlog, m-am gândit dacă tot, nu știu, vlogul de astăzi e vorba mai mult despre tatuaje, despre cum îți faci un tatuaj, cum poate cum ajungi la modelul pe care îl vrei. Ideea este că m-am gândit eu așa să vă povestesc cum mi-am făcut eu tatuajul, când l-am făcut, de ce m-am hotărât să-l fac, ce tatuaj mi-am făcut, dar să începem cu începutul. Eu cu tatuajele nu prea am avut nicio treabă, adică până l-am cunoscut pe Mihai și am văzut, mamă, da, uite ce mișto sunt tatuajele tale, nu am avut nicio tangență, nu m-a interesat niciodată, nu nimic. Și de când l-am cunoscut am zis eu că, mamă, cred că mi-ar plăcea să am un tatuaj, dar asta după ceva timp, nu chiar, gata, acum am văzut tatuajele, vreau și eu, nu. Cam după vreun an, doi, așa tot am zis că, băi, oare mi-aș face și eu un tatuaj, el între timp, na, și-a mai făcut. Și mă tot gândeam, oare să-mi fac, să nu-mi fac. Și primul sfat pe care vi-l dau și, nu știu, regula pe care eu o consider importantă și pentru mine am respectat-o, a fost să fac un tatuaj atunci când simt, să fac un tatuaj atunci când sunt sigură că nu m-aș răzgândi, e foarte importantă treaba asta, și eu cum am hotărât. În fine, ani au trecut, Mihai tot și-a făcut tatuaje, tot nu știu ce, până când anul trecut, cred că cam pe vremea asta, a venit la mine la magazin o tipă super cool, cu dreaduri, cu nebunii. În fine, și din vorbă în vorbă eu, adică cum mă vedeți pe lucru, așa sunt și în viața de zi cu zi. Deci eu te iau și trebuie să-mi povestești de la Adam și Eva, eu trebuie să vorbesc cu omul, adică nu pot. Trebuie să comunic, super vorbăreați, cred că v-ați dat seama deja. Și vorbim cu tipa asta, din alta, cu ce te ocupi? Apropo, e tipa care a făcut și tabloul pe care l-ați văzut weekendul trecut, că l-am pus la mine la lucru. Și am zis că, bă, na, eu tatuez, așa, așa, dintr-una într-alta, tot atunci i-am zis, Ali, dacă e să mă tatuez la tine, vin. Ok, în timpul ăsta Mihai tot era în căutare prin Timișoara de cineva care ar putea să-i completeze toată mâna, pentru că el deja era tatuat, dar ce ține de Mihai, o să vă povestească el într-un alt clip separat, care va fi mai mult informativ, deci veți găsi informații, cum să întrețineți un tatuaj, cum... și o să vă povestească, bineînțeles, și experiența lui. Și i-am zis lui Mihai atunci, că băi, uite, am cunoscut o tip, așa, așa, na, ea mi-a zis, băi, nu știu, depinde de tema, adică trebuie să vină la mine să discutăm, eu nu tatuez orice, dacă nu-mi place, nu mă complic și îți spun din start. Și, în fine, am povestit lui Mihai și a rămas să ne vedem. S-a stabilit treaba și a ales Mihai cam ce ar vrea să-și facă, na, cred că ați văzut că el are ceva teme japoneze, dar
asta o să... O să, tot în clipul celălalt o să pun imagini și tot ce avea înainte, cum arată acum și tot. Și când s-a tatuat Mihai, am zis gata. Când termină să-ți facă ție ședința de tatuaj, vin și eu să mă tatuez. Acum ce tatuaj îmi fac? Deci eram sigură că vreau un tatuaj. Asta era clar, că a venit vremea, adică până la urmă, nu știu, la 28 de ani mi se pare o vârstă la care nu te mai răzgândești chiar oricum. Și eu asta vă recomand, nu vă apucați să vă tatuați pe la vârste mici, pe la nici măcar la 20 de ani. Doar ai impresia că știi ce vrei. Dar 80% sunt șanse să nu știi exact ce vrei și să-ți pară rău mai târziu. Adică e o chestie din asta, ori ești tu... nu știu, pasionat de treaba asta și pornești, nu. Adică, înțelege ce vreau să zic. Să fiți neapărat sigur, sigur că și peste un an și peste 10 și peste 50, tatuajul ăla o să vă reprezinte și o să vă placă. Asta e cel mai important. Că nu mai puteți scoate. Adică, bine, îl puteți, dar mai e complicat. Nu cred că își face cineva tatuaj ca să și-l scoată. Și eu cum stăteam așa pe acasă, zic că intru pe Pinterest. Intru pe Pinterest, mă uit la tatuaje. Nu știu dacă ați văzut că eu am un elefant. Nu știu cum să îl filmez, să-l vedeți. Ia să dăm focus pe el. Deci eu am tatuat un elefant, așa, cu flori. Am vrut și un accent de culoare, dar mi-am făcut doar un roșu pe o frunzuliță. Și cred că... nu știu dacă ați observat, dar eu am destui elefanți prin casă. Ghivece, elefanți, elefanței, adică... nu știu, animalele mele preferate, e super atașată de elefanți. Asta e clar, cam asta e ideea. Și când am văzut tatuajul ăsta, am zis, gata, ăsta-i. Dar asta a fost prima dată când am intrat pe Pinterest și am zis totuși, păi hai să mai stau o zi, două, trei, să mă mai uit, că na, nu-i chiar așa simplu. Și m-am mai uitat, mi-a mai salvat tatuaje, nu. Deci ăsta a rămas clar. Acum, unde mi-l fac? Asta e iar o chestie super importantă. Eu am știut din start că dacă îmi fac primul tatuaj, nu vreau să fie un ochi chineață, da? Deci nu. Am zis, primul tatuaj pe care mi-l fac trebuie să fie artă, da? Că practic asta înseamnă tatuajul. Artă pe piele. Eu am un respect enorm pentru persoanele care tatuează. Mi se pare extraordinar. Adică faci un tablou, nu-ți place, l-arunci, dar direct pe piele să tatuezi, mi se pare, na, ceva... super complicat. Și m-am gândit eu așa, am vorbit cu Ali, am zis că uite, mi-am găsit un tatuaj, așa, așa, hai cam cum să-l facem. El inițial era din de aici până aici, deci era mult mai mare. Și a zis că băi, uite ce facem, hai că ți-l... mi l-am făcut el cu indigo din ăla și ți-l pun. Gândește cam pe unde ai vrea și... na, ți-l așez să vezi cam unde te-ai simțit comod cu el. Și am zis că între timp mă hotărâsem că vreau neapărat pe antebraț. Și m-am dus la ea, mi-a pus tatuajul pe antebraț. O să inserez poze, că am de atunci. Mi se părea prea mare, nu m-am putut acomoda. Am zis că, băi, simt că este de acolo, dar parcă, nu știu, prea mare pentru mine, prea... deci venea fix într-un cap în altul, era cam... nu prea... nu îl simțeam eu confortabil. După aceea zic, hai, gata, îl facem mai mic. M-am dus altă dată, mi l-a pus mai mic. Acum, pe care mână, pe stânga sau pe dreapta? Zic, băi, hai să mi-l pui și pe stânga și pe dreapta să văd eu, adică vreau să fie pe mâna, adică să-l văd eu mai mult, da? Deci mă interesează tatuajul pe care l-am făcut, nu știu, toată ziua stau să mă lez dacă vreau. Așa am eu piticii mei pe creier. Și m-am dus, gata, l-am făcut. Acum, a doua chestie, nu știu, care spăimânt așa lumea, e durerea. Deci, depinde foarte mult unde ți-l faci. Într-adevăr, ați văzut că și Mihai a zis că pe partea asta de, cum se cheamă aici, nu știu exact. În fine, pe zona asta doare foarte tare, adică te pișcă pe coate, pe clavicula, adică sunt zone super sensibile. Nu, da, asta poți să fii tu și îndurătorul durerii, dar nu ai cum. Deci nu, acolo doare și e mult mai sensibilă pielea.
Și am zis că, băi, prima dată, mi-a zis, oricum trebuie să-ți fac un punct ca să facem testul de toleranță, ne-ai mai avut niciun tatuaj, să vedem exact dacă ai vreo sensibilitate la tuș, vreo alergie, chestii. Și mi-a pus prima dată un punct. Băi, și când am văzut cât, ce înseamnă durerea asta, deci, fetelor, credeți-mă, să vă epilați, doare, te un milion de ori mai tare, adică nici nu există termen de comparație. Singura chestie pe care pe mine m-a deranjat a fost că deci tatuajul meu a durat cam 40 de minute, așa. Deci în primele 5 minute, mamă, deci efectiv simțeam bătaia în creier, deci o stare din aia de enervare maximă, deci mamă mea, venea să zic ia cu de pe mine că nu mai suport, dar nu de durere, de pur și simplu de un stres așa la creier, nu știu, o chestie din asta enervantă. Dar după aia a trecut și nu, după aceea simți așa ca o fierbințeală, adică mai mult nu nimic deosebit. Și așa m-am hotărât eu să fac tatuaj. Îmi place, nu m-am, l-a făcut prin martie, nu m-a plictisit de el, nu o să mă plictisesc vreodată. Am vrut neapărat cumva să fie o mărime medie în cazul în care vreodată mă gândesc, nu știu, să mai fac tot pe brațe, adică nu sunt genul care să fac cu unul aici, unul aici, unul aici, da, deci la mine trebuie să aibă o cursivitate totul. Și m-am gândit că, băi, na, nu știu, poate peste 20 de ani mă gândesc eu că vreau să mai fac unul sau să pot să completez pe lângă astfel încât să arate bine, deci să se integreze așa și într-un tatuaj mai amplu, mai... Și cam așa m-am hotărât. Acum vreau să mai fac unul săptămâna asta care vine. Dar o să mi-l fac într-o zonă nevizibilă, pentru că e un tatuaj mai mult de suflet, o să fie ceva foarte micuț, o să mi-l fac aici pe omoplat, o să vi-l arat când o să-l fac, încă nu știu, când, într-o seară, săptămâna viitoare, nu o să dureze mult oricum. Mihai mai are, cred, o ședință sau două. Asta e chestia, că Mihai avea un artist super la care se tatua, doar că el ba e la București, ba tatuează prin afara țării, ba, deci, și un tatuaj din ăsta sleeve, n-ai cum să-l faci o dată. Trebuie să mergi în mai multe ședințe, trebuie să lași pielea se vinde, dar efectiv, la un moment dat, după câteva ore, super interesant că nu-ți mai acceptă pielea tușul. Deci efectiv îți scoași tușul afară, dai cu acul și nu rămâne nimic în urmă, dar e super interesant așa să vezi cum reacționează corpul și cum... Da, e interesant, adică ai o limită de câteva ore, na, bine, asta depinde de la persoană la persoană. Mihai a stat 3 ore, prima dată când s-a tatuat, a stat, cred că vreo 5 ore odată, când și-a făcut mâna, nu când prima dată, când și-a făcut mâna cealaltă. Dar, deci a stat efectiv până când organismul îi respingea tușul. Și acum, na, sper să vă placă seria asta de clipulețe, n-avea cum să nu facem noi... ceva de genul, având vedere că l-ați văzut pe Mihai cât e tatuat. Cum știți cum e? Când vă faceți un tatuaj, în primul rând să nu vă gândiți la ce zice lumea. Asta, lumea poate să zică ce vrea, nu? Mai suntem pe vremea când doar pușcăriași aveau tatuaje sau deja tatuajul e la nivel de artă, e o chestie care se studiază, face facultate pentru asta, adică nu-i chiar m-am trezit o dimineață, hai să mâzglesc ceva. Trebuie să depășim, am un lapsus, mai contează, deci nu trebuie să vedem așa, trebuie să vedem așa, da? Că da, asta este, fiecare face ce simte, cum simte, toată lumea când m-a tatuat, vai, păi și ce o să faci la 70 de ani? În primul rând să trăiesc eu până la 70 de ani, să fiu sănătoasă și la al doilea rând o să fiu o bătrână cool. Na, care este problema? Adică nu văd ce legătură are bătrânețea cu un tatuaj. De exemplu, eu vă zic sincer că am 28 de ani, dar eu mă simt ca la 23. Deci, nu știu, aia e vârsta la care eu am rămas. Și sunt sigur că așa o să rămân și la 70 de ani. Sau poate mai înaintez câțiva ani, așa, dar contează foarte mult ce simți, cum ești tu, cât de liber te simți, cât de deschis ești. Nu știu, aici în Timișoara... Am așa, câteodată cunosc niște bătrâni care efectiv mă lasă mască, nu știu. Și mi-a venit o doamnă odată la magazin și avea vreo 68 de ani, ceva de genul. Și mi-a văzut tatuajul. Știți ce mi-a zis?
Domnișoară, să știți că anul trecut m-am dus și eu și m-am tatuat. Deci era, avea tot așa, toată mâna tatuată. Pentru că toată viața mi-a dorit să fac chestia asta și am fost numai așa constrânsă de gura lumii, că vai ce zice lumea, vai da ce fac eu mai, dacă mă plictisesc, dacă nu-mi place, dacă nu știu ce. Și m-am dus și m-am tatuat la aproape 70 de ani. Că așa am simțit și așa am vrut și a fost o chestie pe care am zis că vreau să fac în viața asta și îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme. De asta zic, trebuie să fiți și siguri pe ce vreți și să fiți siguri că vă place și vă, adică e o chestie pe care o faceți pentru toată viața, dar nici nu o faceți prea târziu dacă simțiți asta și adică în niciun caz nu fac tatuaj că mă doare. Nu, atunci înseamnă că nu vrei să faci un tatuaj. Probabil există creme, dacă îi dai cu o oră înainte, cu cremă, nu simți, nu, adică sunt soluții, nu, chestia asta cu durerea e o scuză, nu există că nu fac tatuaj că mă doare. Nu, nu îți faci tatuaj că nu vrei. Dacă vrei, îți faci, doar că trebuie să fii foarte sigur pe ce vrei. Asta e cel mai important. Bine, vă las, va, deci am vorbit 14 minute, jumătate de vlog, cred că mai trebuie să mai tai din vlog, din bucățile astea, că nu știu cum pun 14 minute numai m-a vorbăraia mea. Am zis că, vai, hai, repede, 5 minute, vă povestesc cum mi-am făcut eu tatuajul și cred că trebuia să fac și eu un clip separat, adică, da, eu sunt Diana. Bine ați venit la noi pe canal. Ok, păi, gata, de acum eu o să intru la spa. La spa. Când e singur acasă, de obicei îmi pun măști, să-mi fac manicură, pedicură, din astea. Și măștile mi le pun întotdeauna când Mihai pleacă de acasă, pentru că atâta face mișto de mine. Deci dacă îmi pun o din aia mască, din aia gen șervețel, și numai trebuie să stau cu mâna pe ea, că mă face să râd, zice fantomiță, nu știu ce mai face. Mereu când dă cu ochii de mine, îl punește, nu se mă punește și pe mine. Așa că în seara asta îmi fac măști. Cât vreau eu, stau cu ele, cum vreau eu, fără să mai facă nimeni mișto de mine și să mă mai facă să râd, să încrape masca, să chestii de genul. Bine, gata, vă las. De acum ne vedem mâine dimineață, nu mai filmez mie, că deja am vorbit un sfert de oră și din bucata asta nu prea știu ce tai văd eu la montaj. De acum mă apuc să-mi fac o mască și mă pun pe editat ce am filmat aseară și astăzi. Ne vedem mâine, v-am pupat, noapte bună. Ne vedem în câteva secunde pentru voi. Bye! Hello! Nu e black, nu yellow. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Am ieșit și noi din casă pe ziua de azi. Din scorbură, din vizuină. Că na, m-am făcut un grătar, am mâncat, adică nimic interesat. Acum ai vreo două jumate. Și mergem până la Jumbo, Jumbo. Fiecare zice cum vrea. Să mai luăm un alta. Avem niște chestii pentru casă, niște... În fine, oricum, cu tot ce o să cumpăr eu astăzi, o să fac un haul. Eu fac haul. Adică în haul, iese și velat în haul. Mihai, nu. Mihai o să facă clipul cu tatuajele singuri, eu haul. Tot în haul o să. Deci la noi trebuie să fie tot împărțit jumătate. Nu sunt ocupat să fac unul mai mult și mai puțin. Și o ciocolată dacă o mâncăm, nici măcar un cup mai mult mănânc o față de celălalt. Foarte simplu. A zis. Și după aceea o să mergem puțin într-un parc să facem ceva poze. Cred că au mai căzut frunzele între timp. Să facem niște poze de toamnă totuși. Adii, o pică frunză. Da. Și ne vedem mai târziu și vă rog să remarcați că am oprit muzica înainte să filmăm. Black and yellow. Deci, am ieșit de la Jumbo. Da, tonuga. Nuga asta e super bună. Și Mihai care coșuca la multe. Deci n-am filmat înăuntru pentru că era atât de aglomerat, pe că toată Timișoara, toate satele de pe lângă, tot Banatul, nu știu, veni la Jumbo azi. Și acum mai mergem, adică mergem într-un părculeț aici, m-am mic să fac eu niște poze, dacă tot m-am îmbrăcat de poze. Și după aia mergem până la Lidl și acasă, că mi-am dat seama că dacă vreau să fac haul, trebuie să filmez totul acum, pentru că după aceea o să dispară chestii și nu o să mai am ce să vă mai arăt. Așa că mergem la Lidl și după aia acasă și ne vedem puțin mai târziu în lunga. Hei, am ajuns acasă și am zis așa pe rapid că eu azi n-am filmat cine știe ce și să vă arăt cam ce cumpărături am mai făcut noi așa de la Lidl. Na, cam ce mâncăm, cam ce mai luăm, ce mai... și după aceea mă pun să filmez un clip, Mihai are ceva treabă
Și numai bine, da, mă așteaptă un munte de vase de spălat, după cum vedeți. Asta este treburile casnice de zi cu zi. Și ce ziceam? Ziceam că o să facem încheierea după ce termin aici de arătat ce am mai cumpărat, pentru că este deja aproape 5 și trebuie să mai prind lumină să mai filmez clipul cu Jumbo. Haideți! Am luat așa niște roșii, telemeaua asta îmi place mie foarte mult, bine, zici că e mai mult brânză feta. Așa mănânc eu spulgi de ovăz simpli, pe care îi mănânc dimineața, cu niște stafide și un pic de lapte. Am mai găsit cum asta și am zis să încercăm să vedem cum e. Piticelul clasic al lui Mihai, dacă v-ați mai uitat la vlogul știți. Mie îmi place foarte mult sosul ăsta, nu neapărat acesta boloniez, au mai multe sortimente și sunt foarte bune și la ingrediente sunt chiar ok. Asta e foarte bun pentru desfundație dacă aveți probleme. Pastele astea sunt preferatele mele. Îmi plac mai mult și decât cele Barilla. Niște legume din astea congelate. Clasica, pizza vegană, care îmi place mie foarte mult. Pâinea asta pe care o mănâncă Mihai în fiecare dimineață. Astea nu lipsesc de la noi din casă, niște hamburgeri care conțin carne de curcan și ăștia super buni, da, bine, ăștia mai răuți că e mai drăguț. Am mai cumpărat o hârtie din asta de copt și, cel mai important, am găsit un tort. Mama mia, deci cum arată tortul ăsta? Fuuu. Ia uite-l. N-am putut să mă abțin să nu-l cumpărăm. Deci... da. O să vă spunem cum e, că tai imediat și o să vă dăm verdictul, dacă e bun de cumpărat ori ba. Revenim. Deci, în primul rând, tortul ăsta arată într-un mare fel. Mihai râde de mine, că mă enerva mai înainte, că m-am apucat să filmez și mi-a pus mâna pe microfon și a început să frece pe aici microfonul. Da, deci, biscuite. Are biscuite acolo în mijloc. Vai, deci arată criminal, nu așa. Ia, zi acum cum e. Stai că nici n-am gustat. Serios. Serios, n-am gustat, acum e. Cum e? Aromele texturale combinate cu această foarte faină. Da, deci, hai să fac eu mai bine încheierea, că Mihai nu are chef de mișto ori acum. Am luat și o gură de ci demențial. Dacă cumva îl găsiți, nu știu când îl aduc, cum îl aduc. Mai erau acolo două torturi, e 30 de lei dacă... vă interesează și super, super fain. Deci chiar e super, cu Mihai tot gesticulează, mamă, ce bune. Așa, și cam ăsta a fost vlogul nostru de astăzi. Mai mult, punctul central al vlogului este tatuatul, tatuajele, chestiile de genul ăsta. Și acum eu urmează să filmez și o să postez, bine, vlogul o să intre luni și haul-ul cu Jumbo bănuiesc, nu știu, ori joi, ori vineri, o să văd eu exact cum le împart. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut. Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram. Mai nou am activat și pagina de Facebook, pentru că mi-au făcut automat, nu știu cum, prin ce chestie, dar cum am văzut că postez pe Instagram și mi-a trecut-o pe chestia asta de, nu știu, public sau nu știu cum se cheamă exact, mi-au făcut obligatoriu și Facebook, dar am zis în principiu că nu postez, dar până la urmă am zis că hai că... na, poate sunt persoane care n-au Instagram și sunt doar pe Facebook, tot așa, capului, Doubt Filter, ne găsiți și acolo, puteți să ne dați un like la pagină, follow pe Instagram. Cumpărați un tort. Da, auzi, Mihai zice să cumpărați tort, că e foarte bun. Și deja a terminat feria, deci... să nu mâncați pe tot. Nu mai că atâta, nu-ți mai dau nimic. Ajunge. Nu mă refer la telespectatori. Da, 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 telespectatori. Bine, ne auzim săptămâna viitoare. V-am pupat și mulțumim foarte mult dacă ne urmăriți, dacă ați ajuns până aici. Clipul de azi sigur va fi unul mult mai lung decât de obicei, dar puteți să vă uitați în mai multe reprize. Gata, v-am pupat! Ciao! Ciao, mâncați tort, fraților! Bun, super bun! Ciao, ciao! V-am pupat! Mulțumim.